Astăzi, la Monumentul Ostașului Român din Baia Mare, s-a desfășurat un ceremonial militar și religios dedicat Zilei Eroilor. Ceremonia a început prin prezentarea onorurilor militare și intonarea imnului de stat al României. Oficialitățile au fost din partea primăriei, instituției prefectului, alături de garnizoana și fanfara municipală Baia Mare. O zi de extremă importanță pentru poporul român, pentru că dacă astăzi trăim într-o țară liberă, dacă suntem membri ai Uniunii Europene, se datorează eroilor care și-au dat viața pentru libertatea noastră, pentru ca să trăim într-o țară democratică și pentru ca să avem un stat de drept. Evenimentul a continuat cu o slujbă de comemorare a eroilor neamului și cu sfințirea coroanelor depuse la Monumentul Ostașului Român. Trebuie să comemorăm de fiecare dată pe acești eroi și să fim atenți să facem ce facem mai departe să fie în amintirea lor. Cei prezenți au menționat că suntem datori ai păstra în memorie pe cei căzuți de-a lungul viacurilor pe câmpurile de luptă pentru credință, libertate, dreptate și apărarea țării.